Ioana Flora și Voica Oltean sunt cele două noi actrițe ce fac parte din echipa Teatrului Dramatic Elvira Godeanu. Acestea își vor face debutul pe scena de la Târgu Jiu duminică, 15 octombrie, odată cu premiera națională a spectacolului Arta interviului. Una dintre cele mai noi angajate din breaz la actorilor teatrului dramatic Elvira Godeanu Jiu, Ioana Flora, a absolvit în 1997 cursurile Academiei de Teatru și Film IRE Caragiale București și în același an și-a făcut debutul în teatru în spectacolul Scandal cu publicul, regia Vlad Mugur, la Teatru Tineretului Piatra Neamț. Printre cele mai importante spectacole în care a jucat Ioana Flora se numără Mulț Gomot pentru Nimic, regia Andrei Șerban, 2018, Produse Domestice, regia Ioana Păun, 2015, Viitorul Ien Oo, regia Mihai Măniuciu, 2005, Trilogia Belgradeană, regia Teodor Cristian Popescu, premiul pentru cel mai bun spectacol la Festivalul Umor București. De asemenea, pe lângă rolurile ei în teatru, s-a remarcat printr-o amplă carieră în film, pentru care a și obținut numeroase premii. 2008, Festivalul de Film Salonic, cea mai bună actriță, Pescuit Sportiv. 2012, premiul Pro Cinema pentru Artistul Anului, Periferic. 2013, premiul Ucin, cea mai bună actriță, Deja Vu. 2016, premiile Gopo, cea mai bună actriță în rol principal, Acasă la tata. 2016, premiile Ucin, cea mai bună actriță în rol secundar, Acasă la tata. 2019, festivalul de film San Petersburg, cea mai bună actriță, Cadoul de Crăciun. 2020, lista scurtă pentru premiile Oscar, Cadoul de Crăciun.